Papa Francisc promovează din nou vaccinul. Suveranul a vorbit despre importanța vaccinării și a imunizării întregii populații la o conferință din cadrul instituției Bisericii Romane Catolice Sfântul Scaun. În vârstă de 85 de ani și aflat în categoria persoanelor cu risc, Papa Francisc a numit vaccinarea mai degrabă un act al dragostei decât unul dăunător. La cura della salute rappresenta un obbligo morale. Purtroppo constatiamo sempre più come viviamo in un mondo da forti costranti ideologici. Tante volte si ci lascia determinare dall'ideologia del momento, spesso costruita su notizie infondate o fatti scarsamente documentati. Unii catolici, inclusiv unii episcopi și cardinali conservatori din SUA, au susținut că vaccinurile bazate pe cercetări au folosit celule derivate de la fetuși avortați și sunt imorale, ceea ce a crescut și mai mult gradul de scepticism cu privire la eficiența vaccinului. Papa Francisc a mai făcut apel la accesul universal al vaccinului, în special în țările cu rata scăzută de vaccinare, și a cerut revizuirea ale regulilor de brevete, astfel încât țările mai sărace să poată dezvolta și ele propriile vaccinuri. In particolare, mi permetto di esortare gli stati che si stanno impegnando per stabilire uno strumento internazionale sulla preparazione e la risposta alle pandemie sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ad adottare una politica di condivisione disinteressata, quale principio chiave per garantire a tutti l'accesso a strumenti diagnostici, vaccini e farmaci. E parimenti è auspicabile che istituzioni come l'Organizzazione Mondiale del Commercio e l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale adeguino i propri strumenti giuridici